La sfârșitul săptămânii trecute, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Achim Irimescu, s-a întâlnit cu reprezentanții Asociației Producătorilor și Importatorilor de Mașini Agricole din România. Întâlnirea a avut drept scop verificarea sesizărilor potrivit cărora distribuitorii de mașini agricole practică prețuri diferențiate în funcție de proveniența fondurilor. Astfel, ministrul spune că a primit informații conform cărora achiziția de utilaje agricole din fonduri europene se realizează la prețuri mai mari decât cele practicate pentru utilajele cumpărate din alte surse financiare. Șeful MADR a semnalat că achiziția unui tractor în România este la un preț mult mai mare decât la același utilaj agricol cumpărat în Germania. S-a precizat că pe pagina Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, www.afir.info, este disponibilă baza de date cu prețuri de referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate care pot fi achiziționate prin măsurile de investiții aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală. Ministerul Agriculturii și Ministerul de Finanțe pregătesc un program guvernamental prin care fermierii care se asociază pot primi garanții de stat între 40% și 60% pentru achiziționarea unui utilaj agricol. Programul ar putea intra în vigoare în 2 sau 3 luni, a declarat ministrul de Finanțe în cadrul unei conferințe organizate de revista Capital. Suntem în faza în care creionăm un program de sprijinire a agricultorilor pentru achiziționarea unui utilaj agricol. Îi spunem noi primul utilaj agricol, deci nu vorbim numai despre tractoare, pentru că dacă ne uităm pe profilul de producție, sunt anumite utilaje necesare pentru creșterea animalelor, de exemplu, a declarat Anca Dragu, ministrul Finanțelor Publice. În sectorul animal va fi finanțată achiziționarea de remorci și de transport ale animalelor sau de mașini de transport al gunoiului furajer. Statisticile arată faptul că interesul fermierilor pentru achiziționarea de utilaje agricole a fost în scădere. Programul se adresează persoanelor fizice sau juridice care dețin exploatații agricole și care vor adera la o entitate asociativă. Suprafețele cultivate cu porumb în România ar putea să scadă în acest an cu circa 15%. Estimarea a fost făcută de Arno Perain, președintele Asociației Producătorilor de Porumb din România, citat de agrointel.ro. Din cauza secetei care a redus serios producția de anul trecut, există agricultori precum cei din Dobrogea sau Moldova, de exemplu, care iau în calcul să nu mai cultive porumb în acest an și să-l înlocuiască cu floarea soarelui. În 2015, suprafețele cultivate cu porumb în România s-au ridicat la 2,6 milioane de hectare. Membrii asociației au avut producții care au variat de la 3 tone la hectar, un nivel la care nu se poate vorbi de acoperirea costurilor de producție, în condițiile în care și prețurile la cereale au ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 3 ani, până la 11,5 tone la hectar. Comuna Argeta este o comună foarte răspândită, 12 sate, cu o populație în jur de 4630 de locuitori. Principala îndelenicire o constituie agricultura la noi în zonă, o zonă colinară, o zonă cu relief variat. Oamenii au început să revină la agricultura de dinainte, pentru că au existat câțiva ani de zile în care lăsaseră terenul în părăsire, chiar și scăzuse mult și efectivul de animale la nivel de comună, însă acum au observat în cei 2 ani apropiați acum că terenul se muncește într-o proporție foarte mare, chiar au început să își înființeze câte unii tineri mai multe, ce să vă zic, încearcă să-și strângă câteva terenuri mai apropiate. Unii chiar au fost afară, au văzut unde au lucrat în solarii, unii și-au chiar înființat câteva solarii, alții intenționează să-și facă proiecte de pe agricultură, pe creșterea animalelor. Chiar au venit la mine și mi-au solicitat să-i îndrum, să-i sprijin, să ajungă la un consultant de genul acesta. I-am invitat într-o zi, o să iau legătura cu un consultant, să-i aduc aici, la fața locului, să poată să-i sprijine pe acești tineri, că am văzut că sunt dornici să înceapă să devină și ei ala micul fermier. Da. Au vârste tinere și au un avantaj. Au fost pe afară, au făcut niște bănuți, au venit, au investit și au cumpărat animăluțele și acum vor să se dezvolte și ei. Văd că altă soluție de a face bănuți în comuna noastră nu există, decât din agricultură, din animale și din investitori, să zic așa, din afară sau din Craiova sau eu știu alte localități învecinate nu au venit aici. Avem la nivel de comună o societate care deține foarte mult teren pe raza comunei noastre. Au înființat o vie în suprafață de vreo 40 de hectare. Vie, cred că de anul acesta
se va pune pe rod, unde merg și muncesc în perioadele de muncă, de necesitate acolo, merg și muncesc oameni din comună și mai fac un bănuț. Mai avem și alte două asociații agricole care muncesc terenuri luate în arende de la oameni în vârstă care nu pot să mai muncească terenul și au convenit că să-l dea în arendă și să primească la asociație acolo cotă parte de produse numai ca să știe că pământul e muncit. Vreme mai caldă decât în mod normal în următoarea perioadă. Temperatura medie diurnă a aerului va fi cuprinsă între 1 și 15 grade Celsius, în vreme ce maxima va oscila între 4 și 20 de grade. Se prognozează precipitații sub formă de ploaie în aproape toate regiunile agricole, acestea fiind însoțite de intensificări temporare ale vântului. Aprovizionarea cu apă accesibilă plantelor de grâu de toamnă pe profilul de sol 0-100 de centimetri va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în majoritatea zonelor de cultură. În condițiile menținerii temperaturilor ridicate din aer și sol, ritmurile vegetative ale culturilor de câmp se vor desfășura în condiții normale, în cea mai mare parte a țării. În funcție de data semănatului, orzul și grâul de toamnă vor parcurge predominant răsărirea, formarea frunzei a treia și înfrățirea. Sub aspect fenologic, cultura de rapiță se va afla în faza de dezvoltare a aparatului foliar, plantele prezentând în medie 7-15 frunze la nivelul întregii țări. La pomii fructiferi și vița de vie se va menține stadiul de repaus vegetativ în majoritatea plantațiilor. La speciile timpurii de sâmburoase va fi posibilă umflarea mugurilor de rod, în special pe terenurile cu expoziție sudică. Lucrările agricole de sezon vor fi sistate temporar în zilele cu precipitații.